Mă uit cu bucurie spre dumneavoastră cei ce ați venit în această seară aici, pentru că știu că ați venit într-un loc în care este prezent și Domnul. Și știu că ori de câte ori un om stă în prezența lui Dumnezeu, cu omul acela se întâmplă lucruri bune, întotdeauna lucruri bune. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de la care vin toate lucrurile bune, de sus, de la El vin toate. N-am mai fost în biserica dumneavoastră și este o bucurie, frate Cosmin, să putem să fim astăzi, Domnul să vă binecuvânteze, sunt bucuros să fiu cu ceilalți colegi de slujbă, cu fratele Herman, cu fratele Beni, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Și în această seară, cu voia dumneavoastră, aș vrea să Stăm fiecare dintre noi față în față cu noi înșine. Grupul hristic a pornit, așa cum era rugăciunea în perioada aceasta de vacanțe, cu un semn mare de întrebare după ei. Din loc în loc, ei poartă acest semn de întrebare pe care îl pun în urma a trei cuvinte: al cui ești. S-ar putea întâmpla ca cineva să zică, întrebarea aceasta are sens și pentru mine? Dragul meu, aș vrea în această seară să înțelegi că în locul acesta, în Biserica Salem, tu ești într-un punct de răscruce. Față în față cu această întrebare, al cui ești, vei hotărâ pe ce drum te duci. Poate că vei zice, domnule, dar eu n-am venit aici să hotărăz nimic. Și dacă n-ai venit să hotărăști ceva, te asigur că în această seară, după ce se va isprevi totul ce se face aici, tu vei răspunde într-un fel la această întrebare, al cui ești? Toți oamenii răspund la această întrebare. Și vreau în această seară, să mă îngăduiți să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Un cuvânt în care cineva a fost provocat să răspundă la această întrebare. Numai că acel cineva despre care vă voi citi, când a fost la un punct de răscruce, când i s-a pus întrebarea al cui ești, omul acela a realizat că nu aparține cui trebuie să aparțină. Și dintr-o dată a luat hotărârea așa a zis, vreau de acum să fiu al altuia. Am să vă citesc o istorie din Scriptură, din viața împăratului David, despre care știți că Scriptura spune despre el că era un om după inima lui Dumnezeu. Adică un om plăcut lui Dumnezeu. Dar știți că ceea ce vă voi citi, ni-l prezintă pe David într-un moment foarte critic din viața lui. Știți de ce vă spun asta? Ca să înțelegeți că și oamenii care sunt după Inima lui Dumnezeu câteodată trec prin încercări. Pentru că oamenii după Inima lui Dumnezeu și-au pus nădejdea în Dumnezeu nu pentru viața aceasta, ci pentru viața viitoare, pentru veșnicie. Vreau să vă spun că episodul acesta despre care vă voi citi din scriptură îl prezintă pe David. Într-un moment foarte critic, el a vrut să pornească pe un drum, era gata să facă o greșeală. Să se ducă împreună cu filistenii la luptă. Și Dumnezeu, în mod suveran, l-a oprit. Dintr-o dată, filistenii au zis: Noi nu mai vrem să vină omul acesta cu noi. Numai pentru greșeala aceasta pe care a făcut-o, în timp ce el era plecat au venit amaleciții peste cetatea unde locuia el, au luat tot, au ars tot, au distrus tot și era David necăjit din calea afară și aștepta ajutorul lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, ce să fac? Mă voi duce după cei ce mi-au nimicit cetatea și ne-au luat nevestele și ne-au luat copiii. Mă voi duce după ei. Și fiți atenți ce spune Scriptura în contextul acesta. În timp ce David era foarte necăjit, spune în 1 Samuel, capitolul 30, începând cu versetul 11, așa. Pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de trei zile și trei nopți. David i-a zis, al cui ești? Și de unde ești? El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui alecit și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în partea de miază zi a cheretiților, pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și am ars țiclagul David i-a zis: "Vrei să mă duci la oastea aceasta?" Și el a zis: "Jurăm pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorî și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi coborî la oastea aceasta." Și omul acesta a hotărât să meargă de aici înainte cu David. Ei bine, dragii mei, vreau să vă duc aminte Uitându-ne la contextul acesta, avem de a face cu doi oameni, un egiptean, un rob egiptean, un rob al lui Amalek, om necăjit, abandonat pe câmp și un David tot necăjit și el, un om care a pierdut totul. Și amândoi aveau nevoie de ajutor. Știți de unde au primit ajutor amândoi? De la Dumnezeu dar fiecare a căpătat ajutor de la Dumnezeu prin celălalt. Adică, David a căpătat ajutor de la Dumnezeu prin cel pe care l-a găsit pe câmp și cel care a fost găsit pe câmp a căpătat ajutorul lui Dumnezeu prin David. Și lucrul acesta pe mine mă încurajează tare. Ca să știu că sus în ceruri este un Dumnezeu care ne vede pe fiecare dintre noi. Ascultați-mă, ne vede pe fiecare dintre noi în condiția în care suntem, în starea în care ne aflăm, ne știe necazurile, ne știe durerile, ne știe ofurile, ne știe nevoile. Și în această seară, dragul meu, vreau să-ți spun că tu ai ajuns aici în Biserica Salem, nu întâmplător, ci pentru că Dumnezeu a știut că tu ai o nevoie. Te-a dus Dumnezeu aici. Poate vei zice, am venit că am auzit că se cântă la biserică, am fost invitat, mi-a dat cineva o invitație. Dragul meu, dincolo de invitație, dincolo de cântări, dincolo de toate celelalte, este Dumnezeu care în această seară a vrut să stea față în față cu tine și așa cum altă dată robul acela a fost întrebat al cui ești, astăzi te întreabă Domnul pe tine, al cui ești? Dragii mei, răspunsul la această întrebare ne va pune pe o anumită direcție. Fie pe direcția pe care ai fost până aici, fie pe o direcție nouă. Însă vreau să-ți spun că grupul Hristic și eu am venit în această seară aici să spunem că este o direcție nouă, nespus mai bună. Dragul meu, haideți să încercăm să ne uităm la egipteanul acesta care era un rob al lui Amalek și pe care l-au găsit undeva trântit pe câmp, ne mânca de trei zile și de trei nopți, bolnav, gata să moară. Să ne uităm întâi la situația lui. Știți care era situația lui? În primul rând, era un străin. Ați fost vreodată străin va dintre dumneavoastră, dar cu adevărat străini. Nu așa că v-ați dus până la Oradea și ați zis, în Oradea eu sunt străin. Ați fost vreodată cu adevărat străini? Adică să fiți într-un loc în care nevoile să te cuprindă, te uiți în jur, pe ăsta nu-l cunoști, pe celălalt nu-l cunoști, nu știi cine e celălalt, ai vrea să ceri ajutorul lui cu tare, dar n-ai încredere în el, te tem că te înșală, te tem că ia de pe tine avantaje cu tare și cu tare. Știți ce înseamnă străin? Dragii mei, Vreau să vă spun astăzi fiecăruia dintre dumneavoastră, aici, pe Pământ, noi oamenii, suntem cu toții străini. Dacă vă uitați în Scriptură, oamenii cărora le-a deschis Dumnezeu mintea, eroii credinței, dacă vă uitați în Evrei, capitolul 11, cu versetul 13, știți ce spune acolo? În credință au murit toți aceștia, mărturisind că sunt străini și călători pe Pământ. Ori, dragii mei, aș vrea să înțelegem o oh, cât de mult ne asemănăm noi cu cel căzut acolo. Un om străin în primul rând, dar nu doar că era străin. Știți de ce a fost el lăsat acolo și au plecat amaleciții fără el? L-au lăsat să moară, așa zice Scriptura. Știți de ce? Pentru că realmente el n-avea nicio valoare pentru cei din jurul lui. N-avea nicio valoare pentru stăpânul lui, nu dădea stăpânului nimic pe el și a zis la ce să-l mai car și păsta după mine, că și așa e bolnav, și așa nu mai poate să facă nimic, îl las aici. Dragii mei, când în Scriptură găsim scris Egipt, predicatorii ăștia știu, când găsim scris Egipt, Egiptul este o reprezentare a lumii acesteia. Când găsim scris Amalek, este o reprezentare a diavolului care este domnul veacului acestuia. Și e interesant ce zice omul acesta. Al cui ești? sunt egiptean în slujba unui amalecit. Dragii mei, aș vrea să știți că stăpânul veacului acestuia, diavolul, nu vrea altceva decât răul fiecărui om. Nu dorește altceva decât să distrugă și să nimicească pe fiecare om. Și trage de pe tine tot, promițându-ți plăceri. Și la urmă știi ce face? Te lasă trântit undeva pe jos și zice: gata. Ăsta e gata. Nu mai e de niciun folos. Uitați-vă așa era situația acestui om, era străin, era considerat fără valoare. Însă în această seară eu vreau să spun. Este cineva pentru care tu ai valoare în numele Lui am venit noi aici. Este unul care te-a socotit așa de valoros încât pentru tine a dat ce a avut mai scump. Acesta este Dumnezeu. Însă vă rog să luați în considerare în lumea aceasta, pentru lumea aceasta, nu vedeți dumneavoastră, auziți, a murit cu tare. Două zile, doliu, l-au uitat toți și nu mai contează deloc. mai mult. Sunt oameni despre care lumea zice ne încurcă, nici nu avem nevoie de el. Însă mai vreau să zic ceva despre el. Ne mânca de trei zile și trei nopți. Așa l-au lăsat acolo. Așa l-a lăsat Amalek. Străin, fără valoare și flământ. Păi cum să-ți dea Amalek să mănânci? Chiar crezi că îți dă? flămând, așa sunt toți oamenii în lumea aceasta, dragii mei. Niște flămânzi, dar nu-și dau seama. Poate credeți că adevărata foame e cea după mâncare. O, dragii mei, uitați-vă la... Uitați-vă dumneavoastră, vine diavolul și oferă tot felul de plăceri și spune uite, satură-te cu astea. Și crezi că se satură? Cel căruia vine diavolul și zice, bea, bea că țineci necazurile odată și gata. Credeți că se satură cu o dată? Mai bea și mâine și mai bea poi mâine și mai bea. Uitați-vă la cei cărora diavolul le oferă droguri. Păi să-i ține flămânzi, că diavolul nu face altceva decât să te flămânzească și să te țină flămând în fiecare zi. Așa era ăsta, flămând și nemâncat. Pentru că vreau să-ți spun ceva, lumea aceasta nu te va sătura niciodată. Lumea nu poate să-ți sature sufletul. Singurul care poate să-ți sature sufletul este Dumnezeu. Înțelegi tu care e condiția? Al cui ești? Egipteanul, roba lui Amalec, găsit pe câmp, al cui ești? Știți că el n-a spus al cui sunt, decât a zis așa. N-a răspuns la întrebare concret, dar și-a descris condiția, și-a zis: Sunt un egiptean în slujba lui Amalek. Asta înseamnă că străin am fost și pentru Amalek, străin am fost pentru cei din jurul meu, fără valoare, pentru că m-au lăsat aici pe câmp să mor, n-am însemnat nimic pentru ei și m-au lăsat flămând aici. Însă, dragii mei, cel ce l-a întrebat al cui ești, era unul căruia i-a păsat cu adevărat de el. Știți de ce? Zic că i-a apăsat. Pentru că, haideți să ne uităm la Salvatorul lui. Dacă ne-am uitat la situația lui, să ne uităm acum la Salvatorul lui. Știți ce s-a întâmplat? Salvatorul lui David și cu cei din jur. Practic, ei l-au găsit. Vreau să înțelegeți astăzi: Salvatorul, Domnul nostru al tuturor este Isus Hristos, Domnul. Numai că Domnul mai trimite pe ăștia de la Hristic sau pe ăștia de nu știu unde ca să caute pe cei ce sunt flămânzi, pe cei ce sunt străini, pe cei ce sunt fără valoare. Pe ăștia îi caută Salvatorul. Și asta îmi place mie să văd. Și pot să vă spun astăzi, Salvatorul l-a găsit, nu el l-a găsit pe Salvator. Să fiți atenți. Și vreau să subliniez acest adevăr, dragii mei. Cel ce caută pe căzuți, pe păcătoși, cel ce-i caută pe flămânzi, pe amărâți și pe cei socotiți fără valoare în lumea aceasta este Isus Hristos Domnul. El e în căutare. De altfel spune în Luca 19 cu versetul 10 căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Practic asta este lucrarea lui, el te caută și vreau să știi, îți spun încă o dată în această seară, tu nu ești la întâmplare aici. Aș vrea să știi, cel ce îți cunoaște gândurile și îți pune gânduri în mintea ta, este Dumnezeul suveran. Tu nu ești aici întâmplător, tu ești aici pentru că te mai caută odată salvatorul. Te caută salvatorul, de aceea ești aici. O, în multe feluri te-a căutat până aici, gândește-te când ai avut boala aia, de-ai zis, era să mori. Știi de ce n-ai murit? Prin ea te-a căutat Salvatorul, ți-a mai dat viață, ca să poți răspunde corect la întrebarea, al cui ești? Când era să ai accident și era să zi, ai zis, era să dau cu mașina așa, știi de ce n-ai dat? Te-a căutat Salvatorul. Înțelegi tu, dragul meu, ce mare preț ai în ochii lui? Salvatorul te-a căutat și în această seară și spune evenimentul acesta. Nu l-am întrebat pe fratele Doru de cât timp a programat salonta, de când timp s-au făcut programările acestea, dar știu un lucru, că dincolo de programările fratelui Doru, sunt programările Salvatorului. Și ascultă-mă bine, Salvatorul și-a propus o întâlnire cu tine în această seară. Prin cântările acestea, prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, Salvatorul și-a propus o întâlnire cu tine. Al cui ești? Al cui ești? O, oh, mă rog lui Dumnezeu să poți răspunde corect la întrebarea asta. Salvatorul, că vreau să vedem cine e Salvatorul ăsta. Salvatorul l-a găsit. El caută și știți ce a făcut salvatorul cu el? L-a și hrănit. Asta a făcut cu el. L-a hrănit. Ce-i trebuie unui flământ? Spuneți, ce-i trebuie unui flământ? Hrană! Îi dai pâine și dai apă și slavă Domnului că trăiește cu pâine. Dar știți ce bun e salvatorul? Ia uitați-vă ce zice Scriptura că a făcut. Zice, pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au dus la David, i-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Dar nu se oprește aici. Ia uitați-vă. Zice, și au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide, desert. Observați dumneavoastră. Iar fi fost destul să trăiască cu pâine. Vreau să spun, dragul meu, bun e salvatorul. El, de altfel, spune în Cuvântul lui Dumnezeu: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu pâinea Cuvântului lui Dumnezeu trăiește omul. Ar fi destul dacă în această seară, să zicem, la salem ar fi numai cuvânt. Dar vine Domnul și cu smochine, și cu stafide. N-ați văzut? Uitați-vă, de unde au fost stafidele tale? De prin America le-a adus, nu? Uitați-vă, ea a venit din America să cânte astăzi aici. Observați dumneavoastră ce face Dumnezeu, cum poartă de grijă Dumnezeu salvatorul, nu s-a mulțumit să zică, a, eu unul găsit acolo, îi dau și lui o bucată de pâine, eventual ce rămâne de la mine, o cojă și niște apă și gata. Nu! Pentru că salvatorul e bun. 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 Observați dumneavoastră, nu îi dă numai ce necesar, îi dă tot ce este mai bun. Și vreau în această seară, dragii mei, să vi-l prezint pe salvatorul pe care îl reprezintă Pavel aici. Eu, eu vi-l prezint pe salvatorul adevărat. Aici David, era, aici David era salvatorul, dar adevăratul salvator pe care îl reprezintă David este Isus Hristos Domnul. Și vreau să vă spun, ne hrănește de fiecare dată, n-am mai fost la Salem, dar sunt sigur că aici e cuvânt, sunt sigur că aici e cântare, sunt sigur că aici e poezie, sunt sigur că aici e pâine pentru suflet, e apă pentru suflet, sunt sigur că sunt smochine, sunt stafide. Dumnezeu poartă grijă să ne hrănească pe fiecare dintre noi. Bun, bun, bun e Salvatorul. În această seară vreau să-ți spun, Salvatorul este aici. Ai văzut situația păcătosului? Situația păcătosului este Străin, este fără valoare pentru lumea aceasta, este lăsat flămând. Asta este situația lui. Dar se întâlnește cu un Salvator care caută, care hrănește și care dă și resurse suplimentare tot ce ai nevoie. Bun este Salvatorul. Dar haideți să ne uităm la salvarea asta lui ce a însemnat salvarea căzutului aceluia pe care l-a găsit David și cu ai lui? Ce a însemnat salvarea lui? L-au adus la David, l-au adus la David și David i-a zis, al cui ești? Al cui ești? Și bietul de el stătea în fața salvatorului, avea vreun merit el în fața salvatorului? I-a dat el ceva salvatorului până aici? că salvatorul i-a dat pâine, i-a dat apă, i-a dat smochine, i-a dat stafide și stă bietul de el și îl întreabă salvatorul, al cui ești? Și uitați-vă cum începe să zică. Zice așa. El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit, adică sunt unul din lumea asta, care l-am slujit pe diavolul. Că asta este Amalek. Unul din lumea asta care l-am slujit pe diavol, nu observați cum vine el în fața salvatorului, nu cu atitudine arogantă să-ți spun eu cine eu. Nu. Sunt un băiat, nici n-a zis eu vin din armată și am avut nu știu ce grad, nu? Nimic din astea. Sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav, m-a lăsat să mor pentru că eram bolnav și nu mai însemnam nimic pentru el, nu mai contam, nu mai aveam nicio valoare. Știți ce mi-e drag? Ca să înțelegem ce e salvarea. Și dacă în această seară vei ști să răspunzi corect la întrebarea aceasta, ai câștigat totul. Ascultă-mă, totul. Știți ce înseamnă salvarea asta? În primul rând, înseamnă viață. Puteți să ziceți toți cuvântul viață? viață? Mulțumesc frumos. Înseamnă viață. Știți că el era sortit morții acolo? Era sortit morții? Și dintr-o dată, față în față cu Salvatorul, el are viață. Și vreau să știi, dragul meu că în această seară tu ești aici nu față în față cu Nelu Filip, nici față în față cu grupul Hristic sau cu fratele Cosmin sau cu fratele Herman sau cu fratele Beni sau cu nu știu care. Tu ești aici față în față cu Isus Hristos Salvatorul. Și El este Cel ce este gata să-ți dea viață. Când zic viață, că și tu ai zis viață, dar fiecare înțelegem prin viață ce credem noi. Unii cred că viața e aia despre care s-a recitat aici, în care tot stai și zici, pe cum să fiu fericit așa, cum să fiu fericit așa, cum să fiu fericit... Unii cred că aia e viață. Nu-i viață. Citiți în cartea Apocalipsei. Citiți, faceți-vă timp acasă și citiți și veți vedea despre adevărata viață. Zice, acolo nu va fi arșiță, că tot ne-am necăjit cu arșița zilele astea, nu? Zice, acolo nu va fi arșiță, nu va fi lacrimă, nu va fi durere, nu va fi nimic din ce e rău. Aceea este viața adevărată. Și pe aia vrea Salvatorul să-ți o dea. Ascultă-mă bine, poate zici când să-mi o dea. În seara aceasta, începând din seara aceasta, El vrea să-ți dea viață. Dacă vrei să răspunzi corect la întrebarea al cui ești. De vrei să rămâi al lui Amalec? E alegerea ta. Tu vei alege în seara aceasta, fie să rămâi al lui Amalek, al lui care nu-i pasă de tine, te lasă flămând, te lasă să mori, al lui care nu-i pasă de tine deloc, dacă vrei să rămâi al lui, sau poți să zici, astăzi mă leapă de satana și vreau să slujesc salvatorului Hristos. Pentru că salvarea înseamnă viață, dar nu viață oricum, ci zice Scriptura, Că am venit să dau oilor mele viață, dar nu orice viață, viață din belșug. Așa știe să dea Salvatorul viață. Dragul meu, n-ai nevoie de viața aceasta, o viață care nu se termină la groapă. Ascultă-mă bine, viața asta pe care ți-o dă Amalek la groapă se gata. Dar Salvatorul vrea să-ți dea o viață care de-abia acolo începe la groapă. Aleluia! Păi dragii mei, Salvarea nu înseamnă numai viață. Știți ce înseamnă salvarea? Înseamnă putere. Putere. De ce vă spun asta? Știți cum era când l-au găsit? Gata să moară. Și zice așa, cuvântul zice așa. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide după ce a mâncat. I-au venit iarăși puterile. Căci nu mâncase și nu băuse apă de trei zile și trei nopți. I-au venit iarăși puterile. asta e salvarea, dragul meu. Când diavolul suge tot din tine, toată energia ta ți-o suge. Când stai în fața salvatorului, el îți dă viață, dar nu numai atât, el îți dă putere. Că sunt oameni care stau și zic așa, păi să-L slujesc eu pe Dumnezeu, mă tem că n-am să pot. <laughs> Eram undeva în Ardeal la o evangelizare și la sfârșit a venit cineva la mine, așa foarte frumos, mi-a zis, un bietom de la sat de acolo, mi-a zis, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu poți ține. Știți ce am spus? Nici eu nu poți ține. Dar cel ce ne ține pe noi, pe toți, este Domnul. Dragii mei, noi nu avem putere în noi înșine dar cel ce ne dă putere este salvatorul. El ne dă viață și El ne dă putere. Puteți să ziceți toți cuvântul putere? Asta înseamnă să te întâlnești cu salvatorul. Capeți viață, capeți putere, ca să poți să trăiești viața spirituală, dar nu numai atât. Știți ce mi-e drag să văd? Ăsta era... Era un băiat egiptean în slujba lui Amalek. Ăsta n-a fost niciodată liber. Observați dumneavoastră, niciodată n-a fost liber. Totdeauna a fost rob. Și fiți atenți, când stăm fața Salvatorului, în fața lui David, aude un cuvânt pe care nu l-a auzit de când era el. Ascultați numai. Zice, David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Ar fi putut David să zică, îți poruncesc să mă duci acolo. Dar David i-a zis așa, vrei să mă duci la oastea aceasta. Vrei? Știți ce înseamnă asta? De-abia când te întâlnești cu Salvatorul, El îți dă viață, El îți dă putere, El îți dă adevărata libertate când hotărăști tu ce faci. Cât ești în slujba lui aleg, nu hotărăști tu. N-ați auzit de atâția, pe atâția care zic, vreau să mă las de asta. Dar nu mă vrea. <laughs> nu are putere să se lase. Nu are putere să... Și nu are libertatea să se lase. E legat. Eram într-o zi, într-o alimentară mică la noi, pe stradă. Și în fața mea era o doamnă care a cumpărat niște pachete de țigări. Și a zis, dați-mi țigări din alea și din alea. Și le-a pus pe teșghea până își scotea, își scotea banii. Și pe ele am văzut fumatul ucide, fumatul nu știu ce, cu sterilitatea, fumatul așa și așa, așa. O grămadă de lucruri. Și până și-a scos banii, am pus mâna așa. Și am zis, și le mai cumpărați după ce citiți astea? Uita la mine, beata de ea le-a cumpărat. Știți de ce? Era roabă, sclavă a țigării, sclavă. Știți ce înseamnă asta? Nu se putea lăsa, pentru că am Amalek îi spunea, dă-i cu țigara. Doamne, datușesc, dă-i cu țigara. Eram altădată în Timișoara la spitalul de TBC. Am mers acolo să stau de vorbă cu cineva care m-a chemat și până la urmă a trebuit să stau de vorbă cu toți care erau în salon, pentru că fiecare a avut nevoie de o rugăciune. Și era un biet lângă, în patul acela de lângă geam, și cum îl țin minte și sunt atâția ani. Era în patul de lângă fereastră, avea sertarul deschis și pachetul de țigări acolo lângă el. Și făcea așa. Nici tusea nu mai era tuse. Și era pe ducă. Și am zis, domnule, de ce nu renunțați la asta? Mi-a răspuns așa, nu pot. Știți ce e asta? E robia lui Amalek. Te ține legat și n-ai libertate și nu poți. Și stau unii, vin câteodată unii la din ăștia credincioși, oameni care îl caută pe Dumnezeu și vin și zic, da, voi aveți voie să faceți asta și asta. <laughs> să nu vă supărați pe mine, știți ce le spun? la oameni care vin așa, care vin, voi aveți voie să faceți asta? Zic, sigur că noi avem voie să facem orice, numai nu vrem să facem păcate. Înțelegeți dumneavoastră care este esența. Noi avem libertatea de a nu păcătui. Dar cei ce îl slujesc pe Amaleg n-au libertatea de a nu păcătui. Ei păcătuiesc mereu și zici, măi, ți-ai nenorocit familia, nu vezi că îți risipești familia, te lasă nevasta, lasă-te de păcatele curviei, că te lasă nevasta, îți pierzi copiii. Este ca un neputincioș și zice: Nu pot. Nu pot. Știi ce? Asta, dragul meu, e robia lui Amalec. Și am venit în această seară să-ți spun că Salvatorul îți dă viață, Salvatorul îți dă putere, dar Salvatorul îți dă și libertatea de a alege. De aceea, Hristi cumplă prin țară cu întrebarea aceasta: al cui ești? Ca să răspunzi în mod liber, să hotărăști tu al cui ești. E treaba ta ce faci. Însă vreau să-ți mai spun un lucru, dragul meu. E foarte frumos, asta îmi place mie. Omul acesta până aici și-a trăit viața doar la comandă, n-avea niciun rost. Trebuia doar să-i placă lui Amalek și la un moment dat Amalek l-a abandonat. Dar de aici, omul acesta a căpătat scop în viață. Dintr-o dată s-a deschis un scop. N-a mai trăit fără să știe de ce. Că așa sunt mulți oameni care trăiesc fără să știe de ce. De data aceasta, el a știut de ce trăiește. I-a zis, David, Navino cu mine, tu mă conduci, ai un rost, ai o misiune, ai ceva de făcut. Îi vedeți? De ce credeți că în perioada de concedii și de vacanțe, ei sunt pe drumuri? Le-a dat Dumnezeu o misiune. Înțelegeți? Au un scop și dacă i-ați vedea. Întrebați-i: Sunt tineri? Întrebați-i: Măi, voi nu obosiți? Ori mai obosiți și ei, dar se duc cu bucurie din oraș în oraș, din localitate în localitate, din țară în țară, dacă este nevoie, pentru că Dumnezeu le-a dat o misiune. O, dragul meu, nu-i nimic mai frumos decât să trăiești viața cu scop. S-au scris tomuri întregi de filozofie în care. Se caută răspuns la întrebarea de ce trăim, care este scopul vieții. Și vieții oameni nu știu de ce trăiesc. Unii zic că trăiesc doar ca să se mute de la maternitate spre mormânt, așa încet, încet. Nu! No. Nu trăim pentru asta, Dumnezeu ne-a dat un scop. Ascultați-mă bine, trăim pentru cer. Trăim pentru viața cea veșnică. De aceea, scopul nostru nu este doar să scurmăm aici în pământ să vedem ce mai găsim. Nu! Ci scopul nostru este să ne uităm sus și să așteptăm fericita noastră nădejde. Observ ce îți dă Salvatorul: îți dă viață, îți dă putere, îți dă libertate. Asta n-a zis. Și îți mai dă scop. Asta e. Asta este răspunsul corect la întrebarea al cui ești. De vrei să rămâi al lui Amalek? Nu vei ști niciodată de ce trăiești. Vezi ce trăiesc. Că până mi crește copii, că trăiesc pentru nu știu ce. Da, vei zice că ai tu ceva scop, dar ai un scop așa de mărunt că nu vezi numai un pas înaintea ta. Însă, dacă îl lași pe Salvatorul să te salveze, el te lasă să vezi până departe. Mergeam odată cu trenul și treceam printre munți, acolo în zona Huedinului, în partea aceea, și era un țăran de la câmpie, venit din Timișoara, urcat cu noi, care și-a trăit toată viața la câmpie și acum mergea cu trenul. Și știți ce era interesant? Se tot uita pe fereastră, toți ne uitam și ziceam, ce frumos e aici la vadul Crișului, ce frumos e aici, ce stânci, ce ape se văd și așa mai departe. Și bietul om zicea, zicea, e frumos, dar parcă nu-mi place că nu pot să vezi departe. Dragul meu, să știi că e un avantaj să vezi departe. Și vreau să-ți spun, dragul meu, că în această seară Dumnezeu a făcut un popas aici, de dragul tău. Ca să poți să faci o alegere corectă. Tu, în seara aceasta, dacă vei zice: Eu nu răspund la această întrebare, da, te vei duce crezând că n-ai răspuns. Dar răspunsul e clar. Cine nu răspunde, vrea să rămână în starea lui. Dar ai șansa la întrebarea al cui ești, să zici, Doamne începând din 8 iulie a anului 2019, eu vreau să fiu al tău. Uitați-vă la mine, aveam 17 ani când am ridicat mâna într-o biserică și am zis, Doamne, eu vreau să fiu al Tău. Și de la 17 ani până acum, când mi s-a făcut părul cărunt, ce ziceți? Au trecut ceva anișori, dar vreau să vă spun ceva. Nu-i viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Aleluia! N-aș da viața asta pentru nimic altceva. Pentru nimic altceva, dragii mei. Unii cred că e important să fii nu știu cine și nu știu ce. Auziam în Ucraina un om bine înstărit, la un moment dat s-a gândit să-și ia nevastă de la pocăiți. Un om bine înstărit, afaceri, avea o casă, că zice că îți îndoiai gâtul tare să-i vezi până la vârf. Și așa foarte hotărât, mașină, Mercedes, nu știu de care, și așa hotărât și la un moment dat a zis el, că e inteligent, zicea, vreau să-mi iau o nevastă pocăită. Ca asta nu mă înșală, asta e serioasă, asta e în regulă. Și s-a dus la fata asta și a spus, tu, fată, eu aș vrea să mă căsătoresc cu tine. Uite cine sunt eu, uite ce afacere am, firma asta și mai am firma asta și mai am o firmă. Și fii atent, casa asta, nu trebuie să faci nimic. Mașină avem, avem tot, nu trebuie să faci nimic. S-a uitat, Beata fată, la el și a zis, așa. Zice, dar dumneata știi cine sunt eu? A stat omul fără răspuns. A zis, eu sunt fica celui mai mare împărat. Gloria, Crezi că mă slobod așa la un afacerist, oricum? Dragii mei, vreau să știți astăzi că Salvatorul nu e oricine. Eu nu pot să vă salvez. Păstorii de aici nu pot să vă salveze, dar Isus Hristos poate să vă salveze și El poate să vă dea viață veșnică, vă dă o identitate nouă, să pot să spui: Dar nici eu nu salor cui. Lui îi sunt cu una. Casa mea și cerul lui, tot ce avem, e una. Nu-i nimic mai frumos decât să fii al lui. Și la asta vreau să te chem, dragul meu. Al cui ești? dacă vrei să rămâi al aceluia, al căruia ai fost până aici, e treaba ta. Dar vreau să-ți spun că eu am venit din Timișoara până aici cu o misiune clară din partea lui Dumnezeu. Să-ți spun că El, Dumnezeu, încă te mai vrea să fie al Lui. Dragul meu, am să închei spunându-ți o întâmplare adevărată. Dumneavoastră sunteți aici aproape de graniță. Nici Timișoara nu-i departe de graniță. Dar pe vremea comuniștilor foarte mulți treceau pe acolo, prin zona aceea nu treceau pe la unguri, treceau foarte mulți pe la sârbi. Și au trecut foarte mult și odată trecuți acolo, îi țineau un lagăr, îi cerceta să vadă pe unii, de dădea înapoi, dacă ceva nu era în regulă, pe alții îi lăsau să meargă spre America, spre Australia, unde și-au propus. Și foarte mulți dintre ei, la un moment dat, ca să justifice plecarea lor de acolo, ziceau, domnule, eu sunt pocăit. Foarte mulți ziceau, am învățat povestea asta. Sunt pocăit, eu am avut chiar un prieten, un prieten bun, care a plecat minor și până la urmă a reușit. Că îi testa acolo să vadă dacă chiar sunt pocăiți, dacă chiar erau pocăiți, îi lăsau să se ducă mai departe. Și pe ăsta l au pus și eu zis, na, dacă ești pocăit, era prietenul meu, dacă ești pocăit, fă o rugăciune aici, ia Păi ăla știu să se roage, să știți că a crescut în familie de pocăiți Și s-a rugat așa, de i-a impresionat pe ea și l-au lăsat în pace L-au lăsat să se ducă în America astăzi Ei, dragii mei, dar au văzut mulți dintre cei ce treceau granița Că ține povestea asta cu Ios pocăit Și mulți s-au înscris acolo că îi pleacă din țară pentru că-s Și la un moment dat, sârbii care lucrau acolo în lagăr au gândit un lucru interesant. Știți ce au zis? Într-o bună zi de duminică, i-au adunat pe toți cei ce erau acolo în lagăr, pe toți pocăiții, și le-a zis, azi e duminică, e zi liberă. Fiecare face ce vrea. Aveți ocazia să alegeți ce să faceți. Uitați-vă, avem două autobuze puse aici în fața clădirii, sunt două autobuze. Unul pentru cei ce vor să se recreeze, să meargă la un meci, Primul autobuz, urcați în ăla. Pentru cei ce vreți să mergeți la biserică, al doilea autobuz vă duce la biserică. Și singuri oamenii s-au împărțit. Cei cărora le-a fost foarte drag Meciu, au urcat în primul autobuz. Cei cărora le era foarte drag Dumnezeu, au urcat în al doilea autobuz. Erau autobuze cu știți, cu uși din alea, cu aer comprimat, numai se închideau ușile. Și după ce s-au închis ușile, al doilea autobuz a luat-o spre o biserică. Într-adevăr. Dar primul i-a dus la meci la Stamora Moravița, la graniță. Adică știți ce a făcut? I-a aruncat exact înapoi la Amalek. Exact înapoi. I-a dus acolo la cel de care au fugit. Dragii mei, Aș vrea în această seară să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să ne gândim în mod serios la întrebarea asta. Diavolul va vrea să te ducă înapoi la ale tale. Să fii cu amalec din nou. Dumnezeu vrea să-ți dea o direcție nouă. Să te duci spre cer. Aș vrea să avem un moment de rugăciune, un moment de liniște un moment în care fiecare dintre noi să conștientizăm faptul că stăm înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea unui predicator. De aceea vă chem, acolo unde sunteți, stați cu ochii închiși, plecați capetele, stați cu ochii închiși și vorbiți lui Dumnezeu. Și de considerați că în această seară Dumnezeu v-a adus aici cu un scop ca să vă dea viață, să vă dea putere, să vă dea libertate adevărată, să vă dea scop în viață. De considerați asta, dragul meu, eu vreau să te întreb astăzi: al cui ești? Însă pe mine, în această seară, vreau să vă spun: mă interesează într-un mod deosebit să mă rog lui Dumnezeu pentru cei ce vor să fie ai lui Dumnezeu. Pentru ei aș vrea să mă rog acum, la încheierea predicii, pentru cei ce vor să fie ai lui Dumnezeu. Al cui ești? Eu vreau să te chem, dragul meu, să iei o hotărâre. Și acolo unde ești tu, în timp ce fiecare stă în rugăciune cu gândul spre Dumnezeu, dacă tu vrei să schimbi macazul și direcția vieții tale. Și dacă vrei începând cu data de 8 iulie a anului 2019 să fie al lui Dumnezeu, eu pentru tine aș vrea să mă rog acum la încheierea predicii. De aceea dacă ești aici și iei această hotărâre și vrei de astăzi să fie al lui Dumnezeu, Ridică doar o mână sus acolo unde ești, și apoi las-o jos. Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă, Domnul să vă binecuvânteze, domnule, Domnul să vă binecuvânteze acolo în spate. M-am uitat pe partea aceasta dreaptă. Sunt și pe partea aceasta persoane pentru care să mă rog, care vor de astăzi înainte, Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă dacă mai sunt persoane care vor să mă rog pentru ele, să le încredințeze în mâna lui Dumnezeu și exact ca și oamenii lui David care l-au luat de pe câmp pe pierdutul acela și l-au dus înaintea lui David, așa vreau să fac în această seară, ca un trimis al Salvatorului, să pot să zic, Doamne, apucă și mâna lui în mâna ta, apucă și mâna ei în mâna ta. De aceea mai întreb o dată, dacă mai este cineva care n-a ridicat încă mâna sus și vrea să mă rog lui Dumnezeu și pentru el, ca să fie de astăzi al Domnului Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamne, am văzut mâna dumneavoastră. Dacă mai este cineva, Domnul să te binecuvânteze, copile, tinere, nu e prea... De... Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră, să știți că e lucru cel mai frumos. Mulțumesc, puteți să lăsați mâna jos. Nu e lucru mai frumos decât să întinzi o mână către Dumnezeu și să zici, Doamne apucă și mâna mea în mâna ta. Pentru că pe astfel de oameni Dumnezeu îi poartă în viața pe acest pământ și îi poartă în vecii vecilor. Din nou, dacă e ultima mea întrebare și apoi ne ridicăm la rugăciune. Dacă este cineva care încă n-a ridicat mâna și vrea și el să ia această hotărâre, e ultima dată când întreb, apoi ne rugăm. Să ridice și el mâna sus dacă mai este cineva. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vă rog să mă îngăduiți să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Tată Sfânt care ești în ceruri, Tu ești Cel ce ne-ai creat pe fiecare dintre noi. Tu ești Cel ce ne-ai dat, Doamne, viață pe pământul acesta și știm că ne-ai dat-o pentru ca în viața aceasta să ne pregătim pentru viața cea veșnică. Doamne Dumnezeul nostru, stăm înaintea Ta și Te rugăm din toată inima, uită-te spre locul acesta încă o dată. Aici sunt oameni care au ridicat o mână sus ca semn al faptului că hotărăți de astăzi înainte să fie ai tăi. Doamne, tu n-ai izgonit niciodată de la tine pe cei ce au vrut să vină la tine. Oamenii aceștia prin mâna lor ridicată, au spus că vor să fie ai tăi. Doamne, Dumnezeu în fața Universului, întreg ei au mărturisit că vor să fie ai tăi. De aceea te rog apucă mâna lor în mâna ta și ține-i de mână toată viața lor. Binecuvântă-i pe ei, binecuvântă familiile lor, binecuvântă viața lor, binecuvântă, Doamne, tot ce este în ei. Te rog, Doamne, să le ierți toate păcatele. Te rog, Doamne, să le dai viața cea adevărată. Te rog să le dai putere să te slujească pe tine, să se roage ție în fiecare zi, să citească în Scriptură în fiecare zi, să caute locul acesta de închinare ori de câte ori vor avea prilejul, Doamne. Te rog de asemenea, Doamne, să lucrezi în dreptul lor, să le dai, Doamne, slobozenia aceea creștină, să se poată bucura de Tine, Doamne, și de umblarea cu Tine. Dă-le scop, Doamne, și fă să trăiască pentru cer. Îi încredințez în mâna Ta cea tare. Ține-i aproape de Tine și fă-le bine, Doamne Iisuse Hristoase, aici și în vecii vecilor. Amin. Există după moarte o veșnicie Există după moarte un nesfârșit Un nesfârșit de chin sau bucurie Depinde cum aici tu ai trăit Să nu te înșel crezând că și după moarte Se va sfârși cu tine și atât Vei da în curând o mare socoteală de tot ce ai făcut pe acest pământ Viața ta e bună sau rea În rai sau ea Vei merge cu ea În curând se va sfârși În care veșnicie Curând vei păși Tu n-ai primit pe Isus Salvator Și atât Slujeai lumea măgii de pofte Erai nefericit pe acest pământ Mai stai dată azi și te gândește Ce vrei să faci și cui să te predai Există viață chiar și după moarte tu în veșnicii vei fi în viața Viața ta e bună sau rea în rai sau iar, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, În care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, În rai iar, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, În care veșnicie curând vei păși. se va găta Acolo vor ajunge tot ce Ce n-au crezut nici când în Mesia Ei n-au primit în inimă pe Iisus N-au vrut să fie El al lor păstor Ei au iubit ce mai mult în lume S-au crezut în omul muritor Viața

Te cheamă și pe tine ca să vii Viața ta e bună sau ea În rai sau ea te merge cu ea În curând se va sfârși În care veșnicie curând vei păși.